Am o surpriză pentru dumneavoastră, domnilor și domnilor, să vedem cu cine am putea intra în acest nou val pandemic, dacă el se va declanșa și va fi tăiat pe Anglica oficial. Șefii de lucrări de la UMF, Carol Davila, și medici de chirurgie toracică la Marius Nasta, Cristian Paleru și Cornel Petreanu, Dumnezeu să-l odihnească, l-au șpagă pe bandă rulantă. Cei doi nici nu programau pacienții, majoritatea cu cancer pulmonar, la operații până când nu primeau toți banii ceruți. Înainte. Cine face parte din această caracatiță, aflăm din următoarea anchetă. Ioan Cordoș, Cristian Paleru, Cornel Petreanu, Olga Dănăilă și rezidenții Jean Palade, Alexandru Graur și Constantin Huminiuc, toți sunt anchetați pentru multiple fapte de luare de mită și avere nejustificată alături de alți trei medici ATI. Cei doi chirurgi arestați, Petreanu și Paleru, încasau 10.000 de lei de la Universitatea de Medicină și Farmacie și 15.000 de lei de la Marius Nasta. În plus, cei doi mai efectuau și gărzi, încasând lunar câteva mii de lei și din acestea și lucrau simultan și la clinici private. Pe lângă aceste sume, Paleru a încasat în ultimii 5 ani aproximativ 10.000 de euro pe lună din șpăgi, iar Petreanu aproximativ 3.500 de euro pe lună din șpăgi. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie, Viorel Jinga, a fost sesizat cu privire la șpăgile pe care le lua Cristian Paleru, dar nu a sesizat procurorii, deși codul penal obligă orice angajat de la stat să sesizeze procurorii dacă în exercitarea atribuțiilor de serviciu află de comiterea vreunei infracțiuni. Mai mult decât atât, Viorel Jinga, rectorul universității, a scos la concurs, special pentru soția lui Paleru, un post de medic specialist cu jumătate de normă în cadrul Serviciului de Inovație și e-Health. Toate cadrele medicale de la Marius Nasta cunoșteau situația medicilor șpăgari, inclusiv șeful secției, Ioan Cordoș, care niciodată nu l-a deranjat pe Cristian Paleru, deși era avizat de ce se întâmplă. Ioan Cordoș, președintele Comisiei de Chirurgie Toracică din România, a fost înregistrat în timp ce returnează o mită primită de la ruda unui pacient. Un pacient de 50 de ani, cadru militar, a fost operat de profesorul Ioan Cordoș la spitalul Marius Nasta, însă ofițerul a murit la o zi după operație. După 3 luni de la deces, soția ofițerului a venit la cabinetul din spital al profesorului Cordoș să discute cu acesta și să înțeleagă ce s-a întâmplat cu soțul ei, care a venit la operație conducând mașina și a fost luat în sicriu. Primul lucru pe care are grijă să-l facă profesorul Cordoș este să-i înapoieze femeii plicul cu banii, pe care îl păstrase în birou, însă aceasta refuză. Motivarea deciziei de arestare a judecătorilor de la Tribunalul București, care au văzut dosarul întocmit de procurori împreună cu Direcția Generală Anticorupție în cazul chirurgului toracic Cornel Petreanu, decedat săptămâna aceasta, și al chirurgului toracic Cristian Paleru, este fără echivoc. În această anchetă au fost dispuse mandate de interceptare și supraveghere audio și video, iar Cornel Petreanu a fost filmat primind mită de 34 de ori, iar Paleru de 55 de ori. Cei doi medici primeau mită aproape zilnic, ba chiar i-au învățat și pe rezidenți să ia mită. Totodată, procurorii au probat că între veniturile realizate de chirurgii inculpați și cheltuielile care au mai putut fi reconstituite ale acestora din ultimii 5 ani este o diferență de 800.000 de euro, cea mai mare sumă aparținând medicului decedat.